Printr-un apel la 112, un cetățean a anunțat că pe un stâlp din zona azilului de bătrâni din comuna Rucăr au luat foc cablurile electrice. La fața locului s-au deplasat pompierii militari împreună cu pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență de la punctul de lucru din comună, fiecare cu câte o auto specială de stingere cu apă și spumă. Aceștia au asigurat zona și au luat toate măsurile de protecție pentru a preveni orice eveniment neplăcut până la sosirea echipajelor de la Electrica, cei care au remediat problema. Din fericire, pagubele înregistrate au fost minore, nefiind întreruptă alimentarea cu energie electrică a azilului de bătrâni.